ziua, bună ziua! Ai venit exact la țanc. Da? Da, pentru că vreau să-mi fac o moca afrofăită. Nu faci și mie o bulină, dar nu mai avem lapte. Nu mai avem. Și eu un bul din ăla, da, de ciocolată avem caldă. Avem niște bombe de ciocolată caldă și tot. Și suntem bombe că am stricat laptele, da, de două ori. Să trăiți, bine ați venit la vlog! Da, avem cafeluțe pe care le-am luat sâmbătă, deci avem aici ceva Paris Espresso, avem Chiaro, adică practic asta este aia, Bianco Leggero, de beam eu la alea mari, dar numai că acum e în variantă mică. Asta este Voluto, mi-am luat una decafeinizată, că poate mă mai apucă seara, așa mă mai apucă pe mine. Avem cu vanilie, cu un alt Chiaro și cu caramel și cu ciocolate trufe. Care crezi tu că ar merge cel mai bine să cu ciocolată caldă? Asta. Caramel? Da. Să-i dăm și o gurâță de caramel. Eu, pentru frofăiala mea, o să folosesc ciocolata veșnică. Și auzi, dar de unde bună e? De când o avem? Ai expirat? Mai e bună? Și uite, nici până acum nu m-am uitat aici și n-am luat ăsta. Că mi-am cumpărat de la L'Occitane un ulei de duș care este senzațional. Mie îmi place super, super mult. Cumpărați-l chiar astăzi, noi așa facem și noi bani în ceva. Este cu ulei de migdale și este super, super interesantă textura de sub duș, pentru că îți lasă pielea atât de fină și miroase atât de bine așa când se încălzește sub duș, încât nu m-am putut abține și bineînțeles că îl știu din minunatele calendare advent pe care le-am avut anii trecuți de la L'Occitane. Pe acesta și desigur miile de creme de mâini. Doamna aceea a fost foarte drăguță cu noi. Mi-a dat un ulei de noapte, un ulei ser de noapte. Eu l-am avut pe asta în variantă și mie nu-mi place deloc, nu-mi place mirosul lui. Arată foarte interesant, așa, sticla e foarte în degrade și are niște chestii galbene prin el care plutesc așa, dar nu pot să spun că mă dau un vânt. Ce mai avem aici? Mai avem un șampon cu apă micelară, foarte interesant ăsta, și mai mult ser din ăla de care nu-mi place mie. Deci să mă râd, dacă nu, asta arată ca prezervativele, știi cum erau cutie, punguțele de prezervative? Mă, la prostițe, am zis la el, nu spui asta mie pe... Mie mi-e gândul la prostii. Da. Mie mi-e gândul la prostii? Da. Ia uitați ce avem noi aici. Cred că la ora 12, ia să vedem dacă găsim aici pe bun, la ce ora costă. Ia să vedem. Ok, căutăm gunoi, domnule, să mă dea pe bol. Nu văd la ce oră e, uite că pare, îmi pare. Nu era 11 sau era chiar 12? Era 11, nu era, era 11, chiar, da? Atât de ziua. Deci, să schimbăm o subiect. Observați, da? De-aia astăzi nu am mâncat nimic și, și țin fastic și sunt foarte cu minte, pentru că azi noapte am mâncat ca o vițică la ora 11 noaptea. Și n-am mâncat orice, am mâncat McDonald's. Deci, începem prin a pune această minunată capsulă în această minunată mașină, a ne asigura că mai are apă și desigur nu mai are apă, pentru că asta e o chestie care ți se întâmplă tot timpul când vrei să faci cafea, te trezești când ți-e mai mare dragul că nu ai apă. Punem niște apă și o să vă arăt cum fac o moca frofăită folosind ăsta. Acum au apărut tot felul de aparățele în care să-ți faci ciocolată caldă, însă mie mi se pare că acest... cum se numește ăsta? Frofer. Da, frofer de la Nespresso, câți bani cheltuim noi într-un an pe cafele, nu cred că ne-ar putea sponsoriza nimeni. Știu exact, 700 și vreo 80 de lire, dintre care peste 500 de lire. Și restul eu. Ah, da, asta așa e. Ghiciți cine o să aibă o inimă de leu și puternică la bătrânețe? Doamne, eu m-am certat ca mașina asta să facă mai puțină gălăgie, din ce în ce mai puțină gălăgie, dar pare că e la fel de gălăgioasă și acum, dar nu mă poate acoperi. Acum aici avem shotul nostru de espresso pe care, ca o barista adevărată, că am zis că dacă cumva nu merge cu contabilitate, mă fac barista, îl punem aici frumos. După care, tot aici punem jumătate de plic din acesta, de la Festa. Vezi ce bunătate, este ceva senzațional. După gust, mai mult, mai puțin cum vă place și bineînțeles... Eu sunt curios ce preparăm realmente. Ce titlu pune la vlogulețul moca ăsta? Moca frofăită. Moca frofăită. Da. Aia. Laptele de la țâța bobului Toru. Da, de la țâța bobului, el nu bea niciodată. Să nu puneți prea mult, că odată am făcut prostie, așa a început să-mi curgă pe aici cafeaua. Vedem aici? Se frofăiește. Cât timp? Cam 3 minute dimineața când mă uit la el, că mie îmi place să mă uit la el. Eu mă mai bag nasul și aici pentru că îmi place mirosul și îmi dă așa o stare de liniște. Îmi place așa cum se aude, cum se vede. Și mai ales laptele ăsta de la Oatly, lapte de ovăz, e special barista și face spumă. Deci e făcut... No! E făcut special să facă spumă și să se frofăiască. Deci, practic, știe ce face.
E special pentru genul ăsta de mecanism. Și avem aici un frofăr care are mai multe variante. Deci avem, pe care l-am primit de la fratele meu și de care sunt foarte mândră, avem varianta cu multă, multă spumă, varianta cu mai puțină spumă, varianta lapte încălzit fără spumă și varianta lapte rece cu spumă. Deci avem spume de toate. Spuma laptelui. Da, spuma laptelui, laptele de la țâța bobului. Nu știu dacă o să-mi ajungă cana asta, dar... Stai așa, că am cană specială pentru moca, să vă servesc așa ca la Costa, domnul Moraru, că dumneavoastră beți, că eu încă sunt în fasting și nu pot să-mi break the fasting până nu iau masa. Ia fiți atenți aici. Taram! Ia uitați ce spumiță! Ia uitați! Cum îi trebuie, domne Costa, când ai o soție care îți pregătește așa ceva? Îți dau și, ți-o pun așa plină ca la Costa, ca să o dai pe tine. Cum? Da. Ia uitați! Uitați-vă cum arată! Senzațional! Și ce gust are. Cred că este senzațională și senzațional de dulce, că acea cafea la festa este dulce, dar... No, mă, și miroase a caramel acum amestecat cu cafea la festa. Vreau să văd păreri. Știi ce se întâmplă? Parcă încep să mă simt din nou că suntem acasă și că totul e cum trebuie. Avem acolo gunoiul cum îl strângem noi, da, mă rog. Da. Poți mâncare, știți, mâncată la ora care îmi trebuie. Avem aici, am stă în picioare, rufe, continuu. Da, da, parcă... E coziness, parcă ne apropiem așa de vlogmas, nu? Da, dar cum pune în evidență restul camerei, nu pune, care arată impecabil, care arată de nedescris, când mai stii și lumina aici. N-am fost noi educați să punem accent decât pe ce este negativ. Uite cât am mai stratul de spumă are. Este senzațional. Și acum sigur o să-ți placă extraordinar de mult. Bine, asta s-ar bea cu paiul, teoretic. Mai trebuie să mai bei o dată. Așa. Uitați-vă la el ce mustăcioară de zahăr are el. Bă, e bun! Da? Da, dar cred că trebuia să fi pus tot întreg plicul ăla. Că nu e atât... Păi da, mie-mi place să nu fie chiar atât de dulce. Mm. Dar... Dar e slăbuță, nu e tare. Păi nu, că am pus un singur șot. Nu, că mi-e stric fasting-ul. Bravo, domne! Deci mie-mi dă și ea strică fasting-ul. Da, nu, am zis că nu-mi bag nimic în gură, în afară de cafea și apă, decât în momentul în care mă hotărăsc că iau masa și aia e masa pe ziua de azi și de-a țit toate mâncate odată și pa, că m-am hotărât, gata, nu se mai poate. În plus, mi-am comandat și niște rochițe aseară, o să vină curând. Da, n-ai auzit nimic. De unde? De pe magazinul meu de mare cultură, educație, fashionistică și stil... din ăsta așa, parizian și de acolo mi-am comandat. Eu sunt fană și nu am reușit să le găsesc nicio parte, că aș vrea să scap de Shein și să nu mai comande pe Shein, că știu care sunt toate problemele cu Shein și cu mediu și țin cumva și la asta. Despre ce vorbim aici, dragă? Shein este o dată de mass market care face multe pe bandă și nu în cele mai etice feluri. De aceea să nu mai facă. Este o problemă, dar cine nu face? Că și H&M-ul... Să nu, să nu mai importe. E o discuție chiar. Voi ce credeți despre asta? Dar am acolo un brand pe care nu-l găsesc. L-am căutat și pe Amazon. Miu Sol, unde îmi găsesc rochile mele favorite, care îmi vin bine atât prin stil, prin felul în care sunt croite, îmi plac materialele și de aceea nu reușesc să găsesc brandul ăsta decât acolo pe Shein. Dacă îl știți voi în altă parte și poți comanda direct de la el, vă rog, de la ei, vă rog, spuneți-mi. Și tot ce am comandat aseară a fost numai Miu Sol. Am văzut filmul. Pride and Prejudice? Da. Without Me? Da. Oh, my dear! Cum ai putut să faci așa ceva? Deci, draga mea, am văzut Pride and Prejudice exact până la 60%. Aha, exact cât am citit. Cred că este una dintre acele situații sau unele dintre acele situații în care fie sunt prea bătrân și nu pun accent pe partea de, nu mai sunt în sensul că nu mai am 14 ani, să pun accent pe partea de iubire, de dragoste, de nu știu de la, poate să fie o dată asta. Poate ai prea multă. O secundă. A doua oară, poate să fie faptul că eu m-am uitat mai degrabă la setup, la structură, la chestiile astea sociale de la momentul ăla. Mai poate fi și altceva. Și am uitat ce voiam să spun. Până ți-a zis tu aminte ce vrei să spui. Că punerea în scenă, mulțumesc, că punerea în scenă, deci filmul... Da. Îți place. Îmi place rău de tot și în film pot să mă uit și la ceea ce mă interesează pe mine, adică la structura socială, pot să mă uit și la povestea de dragoste, pot să văd și sacrificiul și tot. Pot să văd totul în film. Okay. Filmul, faptul că m-am oprit la 60% cu cartea, faptul că am văzut filmul până acolo, îmi dă acum poftă să continui cu cartea. Când o să termin cartea, o să mă uit și la restul de film și după aia ne uităm și împreună. Dar oricum, concluzia este clară, adaptarea
scenică, filmă. Ecranizarea, atenție, varianta 2005, la aia m-am uitat, este... Bă, deci este extraordinar. Două lucruri am de zis. Unu, la faza cu faptul că nu mai ai 14 ani și nu mai e așa. Când, spune-mi tu că erai de la de citeai numai romane de dragoste și erai tot topit și spuneai, vai, la ce vine acum să mă îndrăgostesc. Mai au gândit exact, să mai tac din gură. Spune dacă îți place. Nu de alta, dar la vârsta când el citea lucrurile astea, eu încă beam literalmente lăptic. Eram pe lăptic eu. Dar vreau să vă spun, îți place, nu? Și ce să zici, că e cu, apropo de leptic, e cu de la țâța bobului, ai și uitat, nici nu ți-a dat seama. Liliana tocmai mi-a scris și mi-a spus că ar trebui să continuăm cu cartea pentru că e interesantă și că duce dincolo de treaba asta cu dragostea și că trebuie să vedem niște aspecte mult mai importante și că ar trebui să o ducem la final. Mi-a scris împreună cu fica ei, deci practic a fost un mesaj comun din partea ambelor și a spus că ecranizarea... cea veche, mi-a dat și dat un link, ar fi mai bună decât cea pe care ai văzut-o tu, ai zis că i-a fost 2005. Mie mi se pare că ce se întâmplă aici e faptul că eu nu, mie nu vine să o citesc pentru că e atât de amplu de scrisă și atât de lungă, încât vreau acțiuni rapide, că creierul nostru s-a deformat total și că vrem acțiuni rapide. Instant vrem gratification. Exact, să se desfășoare repede lucrurile, mintea noastră gândește altfel față de cum gândea când a apărut cartea acum mult timp și chiar și acum 30 de ani, sigur, când altfel procesăm lucrurile. Și mie mi se pare că procesarea asta rapidă, care nu se întâmplă când citești cartea, pe mine mă pune în panică pentru că mă gândesc, Doamne, n-am timp, după ce că am și puțin timp să citesc, nici atunci nu se întâmplă lucruri și mă panichez și despre asta e vorba. Trebuie să privim. Nu cred. Eu iarăși, nu sunt de acord. Mie asta mi se întâmplă. Da. Sunt 7 locații în care se întâmplă totul ca setup-uri, dintre care 4 sunt centrale. Alea 4, pur și simplu, ai impresia că ți se repetă tot timpul, toată situația, prin ele. Aha. Și se schimbă foarte puțin paradigma poveștii. Mm-hmm. Dar, din nou, eu cred că este exact ce spuneam mai devreme. Eu m-am uitat la structurile sociale și m-au dezgustat, pentru că, na, ele aparțin altor timpuri, nu aparțin timpurile astea. Mie nu-mi plac timpurile de atunci. Cum era privită căsătoria, mă rog, asta o să discutăm pe live, cum era privită căsătoria și toate cele, dar una peste alta, eu la partea aia cu dragostea, cu așa, pe mine nu mă... Cineva mi-a scris în comentarii, poate că nu ești tu suficient de romantic. Nu are nicio treabă. Vreau să vă spun așa, unul la mână, n-are nicio treabă cu cât de romantic ești, pentru că mie mi se pare că romantismul din cărți este foarte, și din filme este foarte diferit din ceea ce se întâmplă în viața reală. Mie mi se pare că interpretăm prost romantismul și ne uităm numai la chestiile superficiale și după aia uităm în viață să ne uităm la lucrurile care adevărat importante. Și doi, n-are nicio legătură. Sunt oameni care citesc genul ăsta de lucruri și sunt extrem de romantici și oameni care empatizează cu genul ăsta de lucruri și în viața reală sunt super slopi, așa sunt. Iar revenind la primul punct, vă spun o singură chestie. Am trăit momente în care totul a fost cu lumânărele și cu așa și așa și floșc la baltă s-a dus în timpul relației și respectul a dispărut și tot romantismul era doar așa la nivel de poșghiță de gheață. Și bineînțeles să l-am aici pe soțul meu, care este romantic în fiecare zi prin faptul chiar și atunci când îmi face o cafea dimineața ca să intru mai repede în col, faptul că mă sprijină să fiu cea mai bună versiune a mea, mie îmi romantism mai mare și lipsă de egoism mai mare decât asta nu mi se pare, oricât ți-ar aduce flori și te-ar arunca cu petale în tine în fiecare zi. Importante sunt lucrurile cu substanță, alea care te fac să deschizi ochii dimineața și să zici, bă, am un om lângă mine pe care mă pot baza și că mă susține și mă ajută în fiecare zi să cresc. Mie asta mi se pare absolutul romantism. Perfect. Te iubesc! Încheiem aici acest vlog pentru că este exact așa cum ar trebui. Te iubesc! Pa! Pa, domne! Ne vedem mâine dimineață la vlog!